Atene Palasul a fost permanent un punct de referință în peisajul bucureștean. În anii 70, când eram foarte tânăr, am început cu timiditate să vin la Atene Palas. Nu numai cu timiditate, dar vă dați seama, nici nu aveam prea multe mijloace financiare. Proveneam dintr-o familie cu venituri relativ modest. Însă trebuie să vă spun că încă se păstrau niște obiceiuri foarte frumoase. La Atene Palas, în clădirea nouă, care în spate era deja construită, în restaurantul de la parter, se putea veni chiar în timpul săptămânii și exista o formație și se dansa. Nu cred că mai există în București un astfel de loc în momentul de față și e păcat. Era obiceiul ca după concert, la sala Palatului sau la Ateneu, lumea să vină la Atene Palas seara să bea o cupă de șampanie sau, în fine, să stea la masă. Am trăit un moment pe care n-am să-l uit niciodată. În anii 70, începuseră, eu știu, baierele să se strângă de către regimul comunist de atunci. Și programele la restaurante, care erau în general generoase și durau până de dimineață la orele 2-3, au început să se restrângă. Și întâmplarea a făcut ca după un concert de la sala Palatului, susținut de vibrafonistul Lionel Hampton, cu niște prieteni să venim la Atene Palas, la restaurant. Ambianța era foarte plăcută. Mi-aduc aminte că la o masă era celebrul pianist pe care îl cunoașteți, Radu Lupu, care acum locuiește în străinătate. În fine, dar era prima zi în care s-a aplicat noul program, noul orar al restaurantului. Și am fost cu toți avertizați că la 12 se va închide și noi venisem târziu. Concertul s-a terminat la 11. Toți am crezut că e o glumă. Într-adevăr, la 12 au început să se stingă o parte din lumini și să se pună câteva scaune pe masă ca să ne facă semn să plecăm. Și până la urmă, bineînțeles, a trebuit să plecăm. Și aceasta a fost, dacă vreți, acesta a fost momentul în care am început să vedem că lucrurile se deteriorează din ce în ce mai mult față de ceea ce știam. Și perioada anilor 80 a fost o perioadă proastă în care viața în general în București a devenit din ce în ce mai anostă și vă aduceți aminte că programul de televiziune dura 2 ore. În fine, și ajungem după 1990, nu vreau să fac istoria pentru că nici nu știu așa de bine, numai că mi-aduc aminte în 2005, prietenul meu, George Copos, s-a hotărât să cumpere hotelul. Și în ziua în care a participat la licitație, știu că vorbisem cu el și împărtășeam probabil nu emoție atât de mare pe cât a avut el, dar mi-aș fi dorit atunci, vă spun sincer, ca hotelul să fie cumpărat de un român. Și a reușit și m-am bucurat enorm pentru el și vreau să-i felicit nu numai pentru achiziția pe care au făcut-o, ci pentru că prin modul în care au știut să gestioneze hotelul, să facă investiții, bineînțeles, să-și aleagă o echipă performantă, au reușit să readucă hotelul Atene Palas la locul pe care îl merită, adică cel mai prestigios hotel din București. Și nu e un lucru puțin. Vă felicit, în primul rând, pe doamna Copos și pe tânăra doamnă Copos de Prada pentru acest efort pe care îl faceți și vă urez mult succes în continuare. Bună seara tuturor și petrecere bună!